Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la Arena Sportivă, Arena Sportivă care dumneavoastră puteți viziona numai la Sălăjanu TV, în fiecare seară de la ora 19, reluare, în fiecare luni seara de la ora 19, reluare marți seara de la orele 22, timp în care aduc în fața dumneavoastră oameni care au făcut ceva pentru sport, oameni care sunt în sport. De aceea astăzi am adus niște băieți de ispravă, să spun așa, cu care ne mândrim noi sălăjenii, sunt în fotbal. Dar despre cine este vorba, las să se prezinte fiecare pentru dumneavoastră. Deci... Bună seara, numele meu este Alexandru Cherecheș, sunt originar din Șimleu Silvaniei și în momentul de față activez la echipa Politehnicii Timișoara. Da. Bun, al doilea invitat. Bună seara, în primul rând, numele meu este Băican Alex, sunt originar din Zalău și în prezent evoluez la ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Da. Și al treilea invitat. Bună seara, mă numesc Daniel Pop, născut în Șimleu Silvaniei și deocamdată joc la Lucea Fără Oradea. Da. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat și ați venit pentru a împărtăși pentru telespectatori câteva din multiplele dumneavoastră activități. De aceea țin încă o dată să vă mulțumesc. Urmărim cu interes evoluțiile fotbalistice ale voastre acolo unde sunteți. Și de-aia zic, pentru telespectatori, hai să începem cum... Să zic, cum ați apărut, să zic așa, în fotbal? La fiecare ne place fotbalul, dar fiecare cum a apărut pe felie? Păi pot să spun că primii pași în fotbal i-am început la Șimleu, pentru că acolo eram născut. Da. Am stat câteva luni de zile, iar apoi am venit la Zalău, la clubul domnului Sabău Daniel, pentru care am stat cam aproximativ 4-5 ani, unde pot să spun că am învățat bazele fotbalului. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc dânsului pentru că a avut răbdare cu mine și m-a învățat chestiunile de bază. Da. Bun. Alex, ce poți să ne spui despre tine? Eu țin minte că prin 2007 cam așa am venit din Spania și am început aici la Zalău, la domnul antrenor Sabău, la Viitorul. Și am parcurs o perioadă cam de 5-6 ani la Viitorul Zalău. Am avut momente foarte frumoase. La juniori. Da, exact, la juniori. Și după, în 2011, am început la Universitatea Cluj. Da. Bun. Hai să vedem cu al treilea invitat. La fel și eu. Am început la Șimleu Silvaniei. Nu știu, o perioadă scurtă, 2-3 luni. Am început ca portar. Și acum ca portar? Ca portar, da. Și? Și pe urmă m-am transferat la Viitorul Zalău, la Dan Sabău și pot să zic că aici am învățat fotbalul cu adevărat, unde am stat 7 ani, ceva de genul ăsta, da. Când am mers la Salonitan. Da. Bun, hai să dezvoltăm atunci Alex Cherecheș. Deci, într-o întâmplare, să zic așa, prin Șimleu, eram și eu, că eram prieten, mă rog, ne cunoștem și cu taică-tău și am jucat o dată, așa, un amical și zice, zice, să-l vezi. Zice taică-tău, nu știi tu pe copilul meu, pe ăla te driblează. Și a apărut și într-adevăr, era la, cam minuscul, dar era un meci așa, pe iarbă, să zic așa. Dar cum, hai să parcurgem echipele la care ai evoluat, știi? Da, în primul rând, cu siguranță, pasiunea aceasta pentru fotbal se trage de la tatăl meu, fiindcă și el a jucat în tinerețe fotbal și mereu îmi plăcea să merg să urmăresc meciurile lui și cred că asta m-a atras mult. Revenind la echipe, cum am zis, am început la Șimleu Silvaniei, apoi m-am mutat la Viitorul Zalău pentru o perioadă mai lungă de timp, iar între timp, pentru o perioadă scurtă, am fost transferat la Nușfalău câteva luni de zile. În acel timp am avut un meci amical cu cei de la Liberty Salonta, Academia din Salonta, iar după meci cineva de acolo m-a contactat și mi-a dat de înțeles dacă nu aș vrea să merg la ei la Academie. Dați seama, atunci pentru mine eram încă tânăr, nu mă gândeam la așa ceva și mi se părea foarte greu, dar până la urmă mi-am luat inima în dinți și am zis că încerc, că nu am nimic de pierdut. Am stat 2 ani de zile la Salonta, unde ușor mi-am dat seama ce înseamnă fotbalul, condițiile care erau acolo, prietenii pe care aveam acolo, stăteam toți cazați acolo la un hotel, deci acolo am trăit o experiență frumoasă. După 2 ani de zile, atât am apucat să prind, s-a pus lacătul pe acea academie și între timp m-am transferat la Poli Timișoara, la juniori.
unde am început să joc la Junior A, Junior B și toate grupele de juniori. Pe la vârsta de 17 ani, cred că am făcut primii pași spre fotbalul din Liga 3-a. Am fost împrumutat la o echipă din Sebiș, apoi tot așa la încă alte două de, echipe de Liga 3-a. Și tot pe postul de fundaș. Exact, fundaș stânga. Iar apoi, după trei sezoane la Liga 3-a, în care am jucat foarte multe meciuri, cei de la Poli Timișoara au pus ochii pe mine și m-au transferat la ei. Bun. Și de atunci până în prezent fac parte din lotul Politehnică Timișoara. Bun, Alex, Băican, ce ne poți spune? După cum v-am spus, tot așa și am început la Viitorul Zalău. Da. Am stat cam o perioadă de 5-6 ani, dacă îmi amintesc bine. După, în 2011, am plecat la Universitatea Cluj. Am stat acolo cam 6-7 ani am avut acolo. Pot să spun că am învățat pe parcurs ce înseamnă fotbalul. Acolo m-am dezvoltat cel mai mult ca jucător. Da. Și am învățat, înainte să învăț de la Viitor Zalău, care m-a învățat domnul Daniel Salău, chestiile de bază. Exact. Acolo am avut o fel de turnee pe țară. Am acumulat experiență. După s-au cam stricat treburile pe acolo la Universitatea Cluj, au venit momentul ăla când a retrogradat echipa, a luat-o din Liga 4-a. Am fost împrumutat la, tot așa, am început la 17 ani la Liga 3-a, a fost un an la Jucu. La Jucu? Da, exact. Și după Jucu am mers un an la CFR. CFR. Da, am fost un an la CFR, am fost în lotul originalic pe mari. Și după am făcut și eu pasul spre Liga 2-a la Lucea Vororadea, care era prezentat atunci Liga 2-a. Și după majoritatea jucătorilor care am fost la Liga 2-a lui Ceafur, ne-am transferat la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Da. Și activez și momentan... Da, la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Viitorul care este... Mai aveți o echipă în Târgu Jiu. Da, da, da. Da. Bun, ca și titlu informativ vă spunem că... Deci voi doi evoluați în Liga 2-a, timp în care Poli Timișoara este pe locul 10, iar voi, în invers, pe locul 11, exact. Și voi pe locul 10. Bun. Popică, ce ne poți spune despre cum ai evoluat? După experiența de la Zalău, m-am transferat și eu, la fel ca și Alex, la Liberty, la Salonta, da. Unde am stat un an de zile, după care s-a desfințat Academia și am mers la Oradea, la liceu cu program sportiv. Și pe urmă, eu cu încă doi colegi, am mers la Târgu Mureș. La ASEA. Era bine, era grupa de juniori. Da. După care am revenit la Oradea un an și apoi a urmat experiența de la Mediaș. Da, unde, Gazeta Mediaș. Gazeta Mediaș, unde am și debutat în Liga 3. Da. Bun, și acum ești la titular, să zic, și tot fundaș? Tot fundaș, da. Acum sunt împrumutat la Oradea. La Oradea. Bun. Bun, haideți să zicem, să, voi știți că acum sunteți la o vârstă în care, ca să ajungeți aici, ați făcut... sacrificii deosebite fiecare. Deci asta înțelegem noi care nu ducem o viață, să zic așa, sportivă, înțelegem mai puțin. Dar hai să zicem care sunt niște, să zic, cam ce ar trebui respectat ca să ajungem până aici, până la nivelul ăsta, din punct de vedere sportiv, mă refer și viața sportivă. După părerea mea, din momentul în care vrei să-ți începi așa zisa carieră de fotbalist, trebuie să te gândești foarte bine, pentru că, cum a spus și dumneavoastră, trebuie să faci multe sacrificii, trebuie să faci multe eforturi. În primul rând, eu consider că un fotbalist ar trebui să fie serios. Asta este cea mai importantă calitate a unui fotbalist, să fie serios. Trebuie să faci multe sacrificii, pentru că noi plecăm de mici de acasă, ne lăsăm familiile, ne lăsăm prietenii, ne mutăm dintr-un oraș în celălalt. Sunt lucruri grele, dar pe care trebuie să le acceptăm ca să putem să devenim ce suntem în momentul de față. Da. Bun. Alex, tu cum crezi că, completând ceea ce a spus... Canto, la fel, nu prea mult de adăugat față ce a spus colegul, da? Alex, chiar trebuie să faci multe sacrificii. Ai fost în Spania, ai fost copil acolo. Da, bine, nu... Mă refer așa de când am început o viață sportivă, exact. Am fost prin multe orașe, devin tot felul, la un moment dat, stresuri, multe, ce nu știi ce să faci următoarea zi. Da, încantonamente. Da, încantonamente. Trebuie să fii tare psihic, primul rând. Da. Bun. Pop, ce ne poți spune? La fel, cred că totul trebuie să înceapă ca o pasiune, seriozitate, ca o pasiune, da. De mic copil și apoi să-ți dea seama că trebuie să ai o
rutină zilnică, să zic așa, în care să fii atent la antrenament, la alimentație, la toți factorii care țin de asta. Da. Bun, ziceai de antrenament. Hai să mai continuăm așa. Pentru ce înseamnă pentru tine, să zic, pe scurt, o săptămână de antrenament sau o zi, să zicem? Păi, adică, dintr-o zi e antrenamentul colectiv cu echipa. Corect. Și după masă, de obicei, antrenamentul individual la sală, abdomene. Da. Se continuă săptămânal. Da, se continuă săptămânal. Iar mergem înainte, sunt în weekend, de obicei. Exact, vine înainte cu 2-3 zile de meci, o lași puțin mai ușor, ca să poți să ai tonus la meci. Da. Beca? Da, la fel. Păi, oricum, în mare, avem, cred că, toți același, în acea săptămână, acea stile de antrenament. La început, primele 2-3 zile e mai intens, după lași mai moale, înaintea meciului. Da. Și trebuie să fii tot timpul, să fii cât mai în vână. Mental, fresh, exact. Și, da. Bun, în liga, să zic, a doua, cum e? Locul 11, oricum, cele mai puține goluri. Da, la fel și pentru mine. În fiecare săptămână, în fiecare zi din săptămână avem câte un antrenament în care trebuie să ne pregătim, să fim serioși, să fim concentrați la antrenament. După antrenamente care doresc dintre colegi să completeze, dacă mai simt unele chestii să facă individual, apoi mergem la sală fiecare și înainte de weekend-uri, când urmează meciurile, o lăsăm puțin mai lejer ca să fim proaspeți pentru ziua meciului. Da, ce părere ai? Deci a fost colegul tău, Sorian Deanu, a fost și contactat între timp și pentru Dinamo, da? Sorescu. Sorescu, pardon. Între timp ai fost și tu contactat de, mă rog, din anturajul clubului Dinamo, care este un club fruntar, să zic așa, în Liga 1. Ce ne poți spune despre această provocare, să zic, în viață? Da, într-adevăr, zilele trecute au apărut niște zvonuri prin presă cum că Dinamo s-ar interesa de mine. Pe mine nu poate decât să mă bucure faptul ăsta, să văd că o echipă precum Dinamo, care este un brand în România, îmi acordă atenție. Asta nu-mi dă decât încredere în mine, să fiu mai serios și să muncesc în continuare, că până la urmă să pot să mă transfer la o echipă de Liga 1, indiferent dacă este Dinamo sau altă echipă importantă din România. Da. Băican joci într-o, să zic, într-o Liga a doua, dar în Liga a doua, să zic, într-o echipă sudistă, să spun așa, mai deosebită față de noi, că noi ardeleni. Cum vezi? Cum te vezi acolo ancorat, să zic? Nu, mi-e bine, adică m-am obișnuit din trecut, pentru că majoritatea colegilor suntem chiar din zona asta. Da. Timișoara, Arad, da. Maramureș, doar câțiva sunt din zona aia. Deci toată lumea, da, exact, știe. Exact. E chiar bine, un colectiv foarte frumos, unit. Da. Avem și o echipă foarte bună, care avea un parcurs de drum foarte bun. Da. Pop, te-am văzut într-un meci, eram observator la un meci de Liga a treia la Recea. Ai făcut o partidă foarte bună la Recea. Nu mai rețin dacă ai făcut egal sau ați pierdut la limită, dar în orice caz foarte bună, timp în care ai și fost felicitat și era unul micuț, Micaș sau cum. De la Recea. Da, de la Recea, era din Sălaș și ăla. Și la sfârșit a venit, a dat mâna, te-a felicitat și era atunci cu gaz metan Mediaș. Da, exact. Cu gaz metan Mediaș. Și au zis câțiva, erau și în anturajul, era chiar într-un anturaj, eram cu președintele de acolo și cu antrenor și zice, uite, erau trei băieți printre care l-au remarcat și pe Popică, zice, uite, ăsta în spate, bine, că erai în alte, dominai careul, deci ai fost chiar, pentru meciul ăla, foarte sigur. Și chiar m-am bucurat că, mă rog, erau și părinții, da, în tribune. Bine, cam la toate meciurile. Da, cam la toate meciurile. Bun, ce calități crezi că așa ar trebui să aibă, sau trebuie să aibă cât de cât un fundaș? Că oricum ești ultimul, cum să spun, te driblează și e posibil să-ți scrie atacantul. Deci ai o responsabilitate foarte mare. Cred că cea mai importantă calitate e să dai siguranță echipei. Să joci simplu, să-ți faci jocul. Iarăși, să intervii decis. Exact. Iarăși la cap trebuie să fie foarte bun. Da. Pasele să fie sigure. Iarăși să ieși cu mingea la picior din apărare, să-ți poți un om din joc. Sunt chestii care se cer în fotbalul modern. Da.
Bun. Băican? Da, nu prea, chiar nu prea am de adăugat nimic, după cum a spus și Daniel. Astea sunt calitățile bază unui fundaș central. Care trebuie. Da, exact. Siguranță, în primul rând. Pentru că, la un moment dat, ținând cont că ești pe spate, să spun, toate atacurile și mai ales ținând cont că tribuna e al 12-lea jucător, cam de multe ori te presează, poate îți pierd luciditatea sau ești neatent, sau, dar cum o zici și Pop, deci trebuie să fim atenți, trebuie să fim pe fază. Și da, siguranța cal... principală. Da. Bun. Poli Timișoara este o echipă care a primit deci 12 goluri, cea mai, să zic, apărarea cu cele mai puține goluri primite. Sigur că da, un aport l-ai. Dar cum te împaci cu, să zic, colaborezi cu colegii din linia de spate, să zic, așa? Da, după cum au spus și băieții, este foarte greu să fii fundaș, pentru că mereu ești supus unei presiuni, mereu ești atacat și trebuie să dai siguranță echipei. La noi, cred că diferența s-a făcut din cauza grupului. Da, este adevărat, fundașii sunt cei care apar în prim plan când spun că apărarea cu cele mai puține goluri primite, dar eu cred că toată echipa are un aport la această statistică. Pentru că toți ne apărăm, toți atacăm, deci nu numai fundașii și fac. Și la noi în echipă, la fel și mijlocașii și atacanții, cred că cu toți am contribuit ca să facem acest lucru. Da. Mă înțeleg foarte bine cu toată linia de fund. Avem un avantaj că jucăm de mult împreună și deja ne cunoaștem unul pe celălalt, ne completăm în situațiile din teren. Și cred că lucrul acesta se și vede, după cum a spus și dumneavoastră, că avem cele mai puține goluri primite. Da. Bun, la Târgu Jiu, cum este treaba cu spectatorii? Deci aveți, vin la meciuri? Da, chiar au început să se adune, de exemplu, la ultima etapă din tur. Da. Bine, tot a fost etapă din retur, pentru că s-au jucat două etape din retur. Am jucat cu Universitatea Cluj, dar au fost undeva 3-4.000 de spectatori. Deci chiar și a fost și mult tineret. Da. Păi deci... mare, mai multe tineret acolo, pentru că sunt foarte mulți copii care le place fotbal. Mereu primesc mesaje, tot felul. Și se organizează și Da. Bun, în ultimul meci, sau nu știu, penultimul, ați dispus de cealaltă echipă a Târgu Jiului cu 4-0. Da. Cum au văzut și spectatorii? Au văzut două echipe cam complet diferite. Da, voi... am fost spectator, că venisem după roșu ăla de la Craveni. Da, după un... Da, s-a văzut o diferență de calitate, de... Alergau, aveam o pregătire fizică mai bună ca ei, s-a văzut, am făcut o pregătire în Turcia foarte bună și prima repriză a fost cam echilibrată, dar după au căzut și fizic băieții de la Târgu Jiu. Da. Și s-a văzut, după. M-am uitat și peste autorii golurilor și cum s-au dat, că sunt statistici pe FRF și am văzut că deci, și posesie și pressing și toate parametrii ăștia s-au avut peste. Da. Bun, la Oradea, de la Sân Martin jucați. Da, la Sân Martin e bază. Bază destul de... și acum aveți iar, faceți bază sportivă, adică e bază sportivă acolo lângă voi. Dar, practic, în primul meci, în meciul cu Sân Martin, ați pierdut cu 2-1. 2-1, da. A fost un fel de derby local. Derby local și foarte bine mobilizați de la Sân Martin. Deci mai ales că era un derby local, cum zici. Exact. Și noi am fost ambițioși, am încercat, dar... La fotbal nu știu niciodată. Pentru noi care citim lunea, marțea, cronici, ne uităm în sportul, 1-2. Deci, o surpriză, ca și cum ar fi Recea, să zic, nu știu, gaz metan, 1-2, sau Recea... Da, și noi ne-am dorit mai mult de la meciul ăsta, dar n-a fost să fie. Da. Bun, haideți să vorbim un pic și despre antrenori. Are antrenorul... un rol, hai să zic că, uite, la Kelleher, la Alex, e dotat, să zic, că are condiție fizică, are vizibilitate, deci se descurcă în teren, tot, dar are antrenorul, pune punctul pe ei, nu? Sau da, eu așa consider. Rolul. Eu cred că antrenorul contează mult într-o echipă, pentru că el este primul care îți dă încrederea, primul care îți dă sfaturi, care te ajută să treci peste momentele grele din timpul unui joc. Deci pot să spun că antrenorul contează foarte mult pentru o echipă. Da.
Bun, dacă te-ai întâlnit, să zic, peste în timp, cu anumite remarci ale unui antrenor, să zic, din copilărie și acum, cum ai zis, că ai evoluat și la juniori. Da, da, da. Dacă te mai întâlnesc, să zic, același caracteristici care ți le spune atunci un antrenor și acum la fotbalul mare, să zic, ți amintește niște, să spun așa, ți atrage atenția asupra unor calități? Da, antrenorul, să zic. Da, păi poziția în teren. Deci, poziția în teren, asta da, am și uitat să... Deci contează foarte mult. Da, detenta. Detenta. Și forța explozivă. Da. La Oradea, la Luceafăr am văzut, deci un grup masiv, deci toți sunteți destul de înalți, erați așa și posesie, dar mai mult practicați un joc atletic, așa, bazat. Erau vreo 3 și de forță. Deci unde intra, deci da, punea piciorul, exact, cum se zice. Și antrenorul era, avea unul militarul? Da. Bine, acum e domnul Ciprian Deanu. S-a schimbat antrenorul. S-a schimbat antrenorul. În iarnă. Da, era foarte, cum să spun, în momentul când am văzut și eu cam cum se manifestă, foarte discret pe margine, în momentul când trebuia să facă presiune și la arbitri, da, știa să da, facă, știa. Dar la regulament. Deci nu părăsea spațiul. Era mai un antrenor care pregătea foarte bine meciurile. Adică știam fiecare ce aveam de făcut, aveam un joc bun, chiar plăcut ochiului, să zic așa, da, care a dat și rezultate. Am avut da, unele sincope în ultimele etape în care am pierdut niște puncte ușor, dar... Pe și total... aveți și spectatori? Da, am văzut bine, că bine început. Meci. Exact. Să tot vină la Oradea și 2-300. Vă încurajau. Nu am, chiar la meciul la care am fost, dar nu am auzit nici de la, cum să zic, de la conducere să fie nemulțumit sau să huide sau cum erau în alte părți, că pierdea și începeau, știți, spiritul ăsta antisportiv, dar nu mi s-a părut de... Crezi că suntem o echipă care arată că își dorește, arată da, că știe să joace un joc frumos. Apreciat, era chiar un observator exact, de la, nu știu, Cara Severin și el a notat spiritul de fair play și cu tare ce ABV nu se noteze. Chiar am zis, domnule, uite, asta este. Bun. Deci fiecare a fost copil mic, junior, Liga a doua, Liga a treia. Haideți să mai avem câteva minute până la terminarea, să zic, primei părți. Hai să vedem cum se vede, să zic, fotbalul de Liga a doua. Să zic. Fotbalul de Liga a doua este un fotbal profesionist, care eu cred că este o diferență destul de mare între Liga a treia și Liga a doua. La Liga 2 sunt echipe de tradiții, sunt alte condiții, sunt jucători care au evoluat prin ligile superioare, Liga 1, și cred că este un alt nivel față de ligile Liga 3, Liga 4. Dar, în general, în Liga 2 sunt și meciuri care poate uneori depășesc meciurile din Liga 1, derbiurile Utapoli, da, nu știu, Rapid Petrolul, meciurile cu Cluj, eu cred că sunt peste cele ale Ligii 1. Da. Cum vezi, Alex, tot pornind de la faptul că, uite, Liga 2, Liga 3, diferență, nu mai vorbim de Liga 4, deci ce trebuie? Trebuie să condiție, trebuie să ai seriozitate, da, nopți, seriozitate, în primul rând, trebuie să fii mereu odihnit, da, să ai capacitate bună fizică. Eu... E la Liga 2 e un fotbal, chiar cum a spus Alex, profesionist, unde sunt echipe foarte multe de tradiție, echipe bune, cu jucători foarte buni care au evoluat poate chiar în Champions League, Europa League. Aproape fiecare echipă are 2-3 jucători din ăștia, poate. Și e un campionat foarte bun. Chiar da, poți să crești ca jucător. Da. Bun. O să lăsăm întrebarea pentru Bob, pentru Liga 3, pentru... După pauză, luăm un moment de pauză și după pauză să continuăm. Bun, am rămas, stimați telespectatori, dator cu o întrebare la Pop, Daniel Pop, Liga a treia la Luceafăr Oradea, referitor la cum vede, să zic, fotbalul din Liga a treia comparativ cu alte ligi.
cu Liga a doua și Liga a patra, să zic. Exact. Că... normal să fie o diferență. Da. În spre bine pentru Liga a doua. Prin ce se, să zic, se observă diferența asta? Liga 3, Liga 2? Cred că cel mai mult prin intensitatea meciurilor, prin pregătirea fizică, pregătirea tactică. La fiecare capitol cred că are un plus Liga 2 față de Liga 3. Da. Bun. Noi avem acum în sălaj, știți că la ultima hotărâre, videoconferință, s-a hotărât că nimeni nu mai retrogradează, urmează să fie supus și la Federația Română de Fotbal, practic, dar echipele au votat să se înghețe campionatul, nimeni nu mai retrogradează. În condițiile astea, și sălajul ne bucură că a rămas, practic, cu o echipă, SCM Zalău. Dacă ar veni o, să zic așa, o ofertă pentru fiecare, din partea lui SCM Zalău, copii, că ce-ai face? Ei, deocamdată sunt sub contract cu Luceafăr Oradea. Da. Mi-e foarte greu să mă gândesc la asta, dar ar fi un lucru plăcut, poate, pentru viitor, să reprezint. Alex? Da, ar fi un lucru frumos, pentru că aș ști că cei din Zalău mă apreciază ca fotbalist și ar putea avea încredere în mine. Dar în momentul, cum am spus și sunt un contract, sunt sub un contract profesionist cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu și încă mai am de muncit aici și să dovedesc multe. Am înțeles. Bun. Ce ne poți spune, Alex? În momentul de față nu aș putea da un răspuns concret, pentru că orice jucător care ar juca la Liga a doua, cred că s-ar gândi să plece undeva mai sus. Dar, nu știu, pe viitor, cine știe ce va fi. Da, cum sunt drumurile. Exact. Deci nu vreau să dau acum un răspuns, dar pe viitor, probabil, o să apară alte planuri. Da. Bun, lumea vă apreciază și zicea și Alex că la Târgu Jiu tribunele sunt pline, tineret, la Oradea, care am văzut la Felix, acolo lume, la Timișoara, după câte mi s-a spus, îi incendiar iară galeria. Cum vedeți asta, colaborarea, că nu-i bună întrebarea, deci cum vedeți simbioza asta, adică fotbalist, spectator, legătura asta, să zic. Trebuie ținut o anumită, trebuie ținut la respect spectatorul sau trebuie lăsat și impresia că mai și joci pentru el din cele 90 de minute, să zic. Mai faci un dribbling în plus, mai faci o... Deci la asta mă refer. Că nu avem un alt... într-un contact cu spectatorul, decât mai face o... Eu cred că galeria are un aport important la o echipă. Pentru că ei cântă, ei te încurajează, ei îți dau pulsul în timpul meciurilor și pot să spun că la noi, la Timișoara, este una dintre cele mai frumoase și fanatice galerii din România. Da, pot să spun că uneori joci și pentru galerie, pentru că tuturor le place spectacolul, le plac când ies faze mai importante, faze frumoase, dar în același timp, în teren trebuie să fii serios și să joci la rezultat, că până la urmă acesta contează. Chiar dacă jocul e mai puțin spectaculos, la urma urmei rămâne doar rezultatul care contează. La Târgu Jiu ziceai că sunt foarte mulți tineri, ești și tu prieten pe rețele, pe socializare, cu tot felul, te încurajează, alții spune că... Deci cum vezi latura asta, jucătorul? Da, păi la noi nu e chiar ca la, de exemplu, la Timișoara, da. Pentru că la ei o echipă de tradiție, noi încă nu avem o așa numită galerie, gen să cânte, să ne încurajeze, da. Să... încurajează, da, limite. Exact. Strigă, hai Pandurii, hai una alta, dar nu e chiar o galerie. Da. Sunt mai mulți suporteri care... Un grup de suporteri exact, care... Exact, exact. Bun, la voi, la Luceafăr Oradea, am văzut că aveți un nucleu, mai mic cei drept, dar sunt din pătimași, cum se zice, adică vă însoțesc și galerie. Cum vezi, să zic, latura asta? Mai poți, să zic, în apărare, să mai driblezi și pentru ei, să mai încălcâi sau ceva, să în mai faci acolo de greu, un finicel de... Atacanții, sigur că... Fac și chestii pentru public. O rabona, un dribbling, ceva, pot să facă pentru public. Da, mai ziceau, anii trecuți era în Anglia, Rooney sau cine mai mergea după meci, l-au prins. Adică știți cum ziariștii se bagă în toate. L-au văzut după meci, a fost un mic bar lângă stadion, s-a dus cu spectatorii. Bineînțeles că era după meci. La meciurile astea, în Anglia, mă rog, imediat după meci, te-ai îmbrăcat civil, ești gata. Deci te lasă până marți liber. Nu mai trebuie să te supui regulamentul.
direct s-a dus în bar cu spectatorii și era, păi, așa, conversații spumoase acolo, că, dar... Sau anii trecuți era un, dar nu dau numele din fotbalul mare, că zicea, domnule, așa de spectatorii români, așa de turbulenți, că îmi vine să pun două tipuri de garduri în prejurul stadionului și să las niște câini care să meargă roate. Nu zic cine îi, mă rog, patronul care e la un club fruntaș de top din România, dar bineînțeles s-a primit cu reticență și treaba asta. Bun, hai să vedem cam tineretul, dacă ne-ar vrea să meargă pe urmele noastre, cei tineri așa, care iubesc fotbalul și a zice, mă, uite, eu l-am model pe Alex Kerekes, eu l-am model pe Băican, pe Popică, pe ăsta. Hai să vedem cam ce ne-ar putea caracteriza ca să facem copilul ăla mai mic să vină spre noi, să zic. Păi, după cum am mai spus, primul lucru pe care le-a spune eu unor băieți care ar vrea să se apuce de fotbal, ar fi ca să fie serios. Să-și vadă de treaba lor, să fie concentrați la antrenamente, să muncească zilnic și să nu se dea bătuți, chiar dacă vor mai prinde, pentru cu siguranță vor mai prinde și momente mai dificile în cariera aceasta de fotbalist, să nu se dea bătuți și să tragă în continuare, să muncească la fel, să se pregătească, pentru că atunci n-are cum să nu dea roade și să-i fie valorificat toată munca asta și talentul copilului. Da. Ce zice Alex? Da, mai completăm ce a spus Alex Kerekes. Trebuie să și învețe copiii să nu neglijeze latura școlară. Da, este normal această chestie. Primul rând să fie îndrăgostiți de minge, să fie dispus să facă foarte, foarte multe sacrificii. Da. Și mereu în fotbal o să fie momente foarte frumoase și foarte grele. Așa trebuie să treci peste cele grele. Da. Daniel, ce să zici, ce recomandare ai face? Sunt acum și copii care ar vrea să joace, le place fotbalul, dar fac un efort foarte mare, să zic, din punct de vedere al condiției fizice, al prezenței și nu întotdeauna, nici antrenorul nu poate să-i scoată, să zic, la liman, ca să facă să depășești, cum să zic, condiția asta de a fi nativ. Că voi toți trei, deci în primul rând, pe lângă faptul că vă plăcut fotbalul, ați și simțit așa în sângele vostru că mai o latură e mai ușor. Sunt care, am văzut, se strofoacă foarte puternic să facă un stop, să alerge în plus, să... Ce recomandare să zic? E clar că toată lumea se naște cu niște calități, într-un domeniu sau în altul. Da? Sunt exemple de foarte mulți fotbaliști care, să zicem așa, erau antitalent la fotbal da, și prin multă muncă au reușit să ajungă fotbaliști chiar foarte buni. Gen, și cu școala? Ce cu școala, cred că nu trebuie neglijată, deoarece da. Și cariera de fotbalist e foarte scurtă. 34, depinde cum ai grijă de tine. Da. Și e bine să ai o variantă după. Bun. Pentru fotbalul românesc, să zic, sunt destule lacune, să spun, dar nu e cazul nostru să analizăm, noi e cazul să vedem ce putem face, ce ar mai fi de făcut în calitate, să zic, de așa, fotbalii simpli, cum sunteți și voi la un club, cluburi fiecare sunt renumite în felul lui, cam ce credeți că ar mai trebui făcut așa, cam în linii generale, pentru fotbal, să zic? Mi se pare că în ultima perioadă fotbalul din România este într-o ușoară creștere. De la copii și junior până la ligile astea mai mari. Da. Eu cred ce ar trebui să fie îmbunătățită la noi în țară ar fi infrastructura și adică copiii care vor să înceapă fotbalul să aibă unde să se dezvolte, să aibă unde să se antreneze. Na, eu asta aș face. Aș investi mai mult în infrastructură, în antrenori, în condiții. Da. Băican, ce părere ai despre ce a zis Alex? Deci, ce ar mai putea fi adăugat? Ar mai fi de adăugat și faptul că este stufoasă organizarea asta a fotbalului? Sau ar putea, să zic, să fie și mai suplă, mai simplă, așa ca și fenomen, să zic, în marele angrenaj? Că sunt atâția antrenori, secundă, sunt instructorii, toate astea. Sau ar trebui normal, cum e și fotbalul internațional, să se pleze pe ei, să zic. Da, el a zis-o foarte bine. Ar trebui să se investească foarte mult, în primul rând, în terenul de fotbal. Da. Ca fiecare
grupe de juniori, de la toate echipele, să aibă terenuri de antrenament, săli de forță, toate condițiile ca să ajungă cum... Să urmăm țările Spania, Italia, ca da. Exemplu, să ne fie. Cum au toți baze de pregătiri, tot, toate condițiile. Alimentație bună, tot. Alimentație, vedeți că și dacă jucăm, să zic, cu niște selecționate mai titrate, până la urmă și antrenorii lor și tot din staful lor, se leagă și dacă, să zic, că e un gazon de 10 cm sau iese afară, da, exact, deja o face caz, îl filmează, îl dă pe internațional să vadă, uite ce gazoane sunt în România și că nu ne putem pregăti și că... Bun. Pop, cum vezi, la Oradea, sigur, recuperarea după aceea, după efort, se face și la voi treptat, deci. Aveți sală, aveți bază proprie sau cum reușiți? După meci? Avem, la noi, la stadion. Câte ceva, ne putem face treabă. Gheață, saună, apă caldă, apă rece. Și oameni specializați care se ocupă de voi. Avem și doi masori la echipă. Da. Care să ne pună pe picioare după un efort intens. Dar e adevărat că trebuie investit în infrastructura. Infrastructură, da. Exact. Așa este. Vorbeam cu cineva că în Ungaria, zice, la fiecare sătuc, cum se zice, zice, acolo este și primar, un singur primar, la localitatea respectivă, și dacă are 300 de locuitori, și 100. Cât e de micuță, are primar, dar și teren de fotbal. Da. Păi zic, bun, și dacă nu are echipă, ce face? Dacă nu are... Păi stai, mă zice, că acolo, inclusiv, dacă nu are echipă de fotbal, terenul ăla tot e bun de ceva, terenul de fotbal. Sau se adună, face tabără, o scurt de, cum să zic, impresii dintre o școală și alta. Joacă un meci pe săptămână acolo, joacă veterani, fac nu știu ce. Și în ultima instanță se folosit ca, doamne fer, pentru ceva, deci catastrofe de astea. Sau vine un elicopter, are un bolnav care îl prea de acolo. Deci are multiple funcționalități, să zic, un teren. Numai cum se vede că ceva, teren de fotbal, păi nu, îl lasă în paragină. Deci are multiple și a rămas și eu surprins. Ce, da, domnule, așa e. Bun, vorbim despre contractele sportive, care normal că sunt confidențiale la cluburi, la voi, cu atât mai mult cu cât sunteți profesioniști, cam în termen general la ce se referă asta? Deci nu-ți dă voie, să zic, să faci orice și în viața, să zic, după... Deci cam ce ar cuprinde, așa să zic? În primul rând, dacă o echipă vrea să te ia la echipă, trebuie să-ți facă un contract de profesionist. Pentru că altfel să-ți facă o legitimație ca să poți să fii valid, să poți să joci. Da. Un contract de profesionist cred că cuprinde salariul, în primul rând, cuprinde... Deci drepturile tale? Drepturile și jucătorului. Obligații, da. Exact, drepturile jucătorului și obligații. Și obligații. Jucătorul să se prezinte la antrenamente, să-și facă treaba, să-și facă datoria. Da. Asta cred deci eu, cam cuprinde un contract de profesionist. Bun. La voi s-a întâmplat la... Sigur că la echipe mai sunt cazuri când mai se face și gălăgie, să zic, din partea jucătorilor la club. La voi au fost cazuri, să zic, la... Când au fost nemulțumiri, să zic. Când la fiecare club, părerea mea este că mereu să fie cazuri din astea. Da. Nu poți să mulțumești niciodată pe toată lumea. Nu. Poate te ești mai mulțumit ca altul ca tine și tot așa, mereu. Mereu să fie nemulțumiri și mulțumiri la orice club. Da. Părerea mea. La voi, la Oradea, cum este? De tot, contracte confidențiale? Confidențiale, exact. Drepturi, nume, obligații. Obligații. Fiecare trebuie să le respecte. Și normal să fie și nemulțumiri. Adică suntem 25 de jucători în lot. Fiecare vrea să joace cât mai mult. Asta e scopul fiecare. Da. Hai să vorbim despre relația, să zic, jucător-antrenor. Cum vezi că ar trebui să fie așa? Ai observat acum și la Gazmetan și aici. Cum ar trebui să fie jucătorul? Deci ar trebui să fie jucătorul să-i comenteze la fiecare dacă spune antrenorul, bă, de ce ai pasat? Sau de multe ori poate antrenorul își depășește de multe ori calitatea, să zic, de dască, de mai problematic. Cum o vezi? Mie mi se pare că relația ideală între un jucător și antrenor este cumva de prietenie, dar cu respect. Cu respect. Cu respect din partea jucătorului foarte mare. Alex, cum? Da, trebuie să fie o relație deschisă, sinceră, gen dacă să nu fie pe furii, gen dacă ai greșit ceva să spun atunci pe față sau... Da, pentru că după aceea se... Da, să te corecteze mereu.
că din greșelile. Foarte important ce a spus, da. Da. Bun, la Timișoara? După cum a zis și Daniel, într-o relație antrenor-jucător ar trebui să fie respectul, în primul rând, da. Iar apoi să fie impuse unele limite, ca să știe și jucătorul ce are de făcut și la fel și antrenorul, adică să nu se calce în picioare unul pe celălalt. Da. Deci, respectul reciproc. Exact. De acolo pornește și... Exact. Sigur. Fiecare știe ce are de făcut și să-și facă treaba cât mai bine. Da. Antrenorul pe bancă, jucătorul în teren. Vorbim despre... Nu a fost perioada destul de mare când ați fost și voi elevi. Vorbim acum în afară de subiectul de fotbal, vorbim, să zic, despre strict educația fizică în școli. Cum vedeți voi acum, la nu știu câți ani, de la când ați fost elevi mici și ați mers, ați trecut prin clase, ați avut o pregătire, cam cum ar trebui schimba ceva, mai, nu știu, cum vedeți acum? Mie mereu mi-a plăcut educația fizică, abia așteptam ora de educație pentru că jucam fotbal cu băieții. Da. Eu cred că ar trebui să fie introduse mai multe, ore de educație fizică pentru că mulți copii nu fac sport, stau doar în case, alerge, da. Calculatoare, telefoane. Calculatoare, telefoane. Măcar dacă ar fi la școală, ar putea să facă mai mult sport dacă s-ar introduce mai multe ore de educație fizică și ar face mai multă mișcare pentru că e sănătoasă și cu siguranță îi va ajuta. Da. Cum vedem relația asta deci din școli? Educația fizică. Trebuie te zici tot da, mai multe ore? Da, normal, pentru că mai de mult știu că aproape toți copiii făceau mai mult sport, ieșeau afară, jucau fotbal, mergeau peste tot, numai să joace fotbal sau să facă sport. Acum, în zilele de azi, mai mult telefoane, calculatoare. Telefoane, calculatoare, da. Filme, așa. Exact. Ce zici, Popica? Eu cred că orele de educație fizică trebuie să fie mai plăcute cumva și pentru elevi, să facă fiecare sportul pe care îl place. Gen să nu fie prea mult pe exerciții fizice sau pe chestii care nu sunt plăcute. Da. Bun, ce părere aveți despre clubul la care jucați? Să dăm în ultimele minute ale emisiunii să și o tentă, așa o concluzie, să vedem ce zici de... clubul respectiv. Eu nu pot să am decât o părere bună despre echipa Politehnicii. Pot să spun că aici am simțit pentru prima dată că mă simt fotbalist în adevărat sens al cuvântului și pe această cale vreau să le mulțumesc și să continue treaba pe care au început-o, pentru că la noi e un club diferit, suporterii finanțează, suporterii sunt alături de echipă și cred că este ceva deosebit în România treaba asta. Da. La Târgu Jiu, cum este, să zic, relația asta? Da, mie mi se pare o relație foarte bună. De toți colegii ne înțelegem foarte bine, avem încredere unul în altul. Formați o echipă? Da, chiar dacă e o echipă nouă, cum s-ar zice, dar da. Suntem foarte uniți. Contează și relațiile de prietenie, socializare. Da, și asta se vede și în teren. Da. Dar am văzut și eu, de fapt, vă rețin numai un minut atenția cu o treabă, chiar la un meci, acum ați câțiva ani, un meci de competiție, nu mai rețin, zice, după ce, dar era Liga 4, nu era așa important, dar totuși erau meciuri, zice, domnule, de ce nu antrenorul, de ce nu ai dat pasă la X, că, uite, era în poziție avantajoasă și putea, nu, zice, că eu m-am certat cu ăla, zice, ăla care a dat pasă, zice, nu, la ăla niciodată, n-a zice, atunci nici tu nu să mai joci. Antrenorul. Deci nu-i bună atitudinea asta, așa-i? Nu, normal că nu. Adică, în ce relații, să zic, despre club? Cum te simți cu colegii? Nu simt foarte bine și cu colegii. Adică există o relație de prietenie, mai ales când suntem la antrenamente. În timpul meciului ne ajutăm cât putem. După antrenament, după meci, fiecare e liber să facă ce vrea. Ce vrea. Da. Bun, haideți să încheiem emisiunea. Fiecare scurt, un scurt mesaj pentru cei tineri, pentru cei care vor să urmărească fotbalul, să joace fotbal, să intre în antecamera fotbalului. Deci un mesaj, să zic. Jucați cât mai mult fotbal, fiți cât mai serios și de obicei munca bate talentul. Da, Alex? Să înceapă totul cu pasiune, curaj, să aibă încredere și să fie dispus să facă foarte multe sacrificii și să fie cât mai serios. Da. Pop? Și eu cred la fel că trebuie să aibă pasiune pentru fotbal și multă muncă. E cea mai importantă. Da.
cu aceste precizări foarte interesante și pozitive ale celor trei fotbaliști pe care i-am invitat în această seară, respectiv Alex Kerekes, Alex Băican și Pop Daniel, toți trei, să zic, Liga a doua și Liga a treia, fotbaliști care fac cinste Sălajului, emisiunea noastră Arena Sportivă, ia sfârșit. Toate cele bune, la revedere!